Adrian Tudor vrea să pună capăt lamentărilor primarului Romanescu. Socialdemocratul susține că timp de 3 ani edilul nu a făcut altceva decât să se plângă când de una, când de alta, uitând pentru ce a fost ales de oameni. Dacă Adrian Tudor va fi candidatul pentru funcția de primar, poate să câștige primăria municipiului Târgu Jiu. Am foarte multe aturi și mai ales în fața lui Marcel Romanescu pentru a câștiga această confruntare și pentru a încheia cei 3 ani de văicăreală ai lui Marcel Romanescu. Că săracul mai mult s-a chinuit ca primar, că toată ziua s-a văicărit pe aici, că nu poate să facă nimic, că nu-l lasă nu știu ce consilieri, că nu-l lasă nu știu cine, că la Paregiu directorul are 60 de ani, că nu știu unde, adică motive din astea. Dragul meu, vine o perioadă de secetă. Încetează cu văicăreala că orașul nu va avea apă și investițiile nu sunt. Astea prioritare, urgente pentru a avea apă, nu sunt investiții mari. Se pot face. Nu trebuie decât să existe voință. Voință. Pierzi timpul cu văicăreala și timp important din viața cetățenilor municipiului Târgu Jiu. Cât despre bilanțul pe care edilul și-l promovează pe rețelele de socializare, Adrian Tudor susține că cetățenii știu să trieze informația. Este la ora bilanțului. Încrederea populației în persoana lui Marcel Romanescu a scăzut drastic. Proiectele pe care le-a promis că le va realiza nu a reușit să le realizeze și știe că se apropie momentul în care va trage linie și va trebui să răspundă la niște întrebări. Și atunci încearcă să paseze toate aceste lucruri către alții. De ce îi pasează lui Adrian Tudor? Știe că Adrian Tudor poate să-l învingă în campanie electorală. PSD a anunțat că va dezvălui numele candidatului la sfârșitul acestei luni.